de când cu distanțarea asta socială, parcă nu mai contează dacă suntem la 4.000 de kilometri distanță sau dat la o stradă unul de celălalt. Așa că, în această seară, aș vrea să vă ajut de la doar un clic distanță cu câteva întrebări pe care probabil mulți dintre noi le avem. Oare cât mai durează pandemia aceasta? Oare va veni o criză economică severă? Oare voi mai avea un loc de muncă după ce se va termina totul? Oare mai rezist mult închis cu familia în casă? Adi vorbea zilele trecute despre statistici. Un sondaj făcut săptămâna trecută de cei de la Institutul Român pentru Evaluare și Strategie ne arată că 4 din 10 români au temeri legate de imposibilitatea asigurării resurselor de trai pe fondul prelungirii crizei generate de pandemie și mai mult de o treime au sentimentul de frică de moarte pe fondul infecției cu noul coronavirus. Pentru o națiune care se declară 98% creștină, există cam multă teamă în nația noastră. Acum este momentul să fim o lumină aprinsă care să lumineze puternic pentru cei din jurul nostru. Și chiar dacă nu putem fi alături de ei fizic, o putem face chiar de acasă. Înainte cu 2 zile de plecarea mea, am primit un telefon de la un frate din Via, un mic antreprenor care din cauza pandemiei cam rămăsese fără un loc de muncă. Dar el m-a sunat să mă încurajeze pe mine. Vrea să-mi spună cum a avut de grijă de el Domnul și de toată familia lui, cum toate problemele s-au rezolvat fără ca să le ceară și fără ca să-și dea seama cum a fost totul posibil. Ajutorul îi venise de sus. Vrea să mă încredințeze brațul Domnului, să-mi spună că pot să plec liniștit, că orice s-ar întâmpla, Domnul este în control. Tu câți oameni ai sunat zilele acestea ca să încurajezi? Ți-ai făcut o listă cu cei care crezi că au nevoie? Încearcă să-i găsești pe cunoscuții tăi care încă nu-L cunosc pe Domnul. Probabil că ei se numără prin cei 4 din 10 care au nevoie de lumina ta. În momentele acestea, oamenii caută speranță. Haideți să le oferim la Tată. Sună în fiecare zi pe cineva pe care să-L întărești. Vreau să vă mulțumesc și vouă pentru mesajele de încurajare și rugăciuni. Dar datorită vouă, Domnul m-a făcut să plec liniștit, știind că las familia în brațul vostru. Fiind o persoană foarte activă, mi-am fost tare groază de perioada care îmi stăteam față de carantină. Acasă îmi găseam mereu ceva de meșterit, de reparat, o aveam pe Gina cu care prețuiam fiecare moment pe care mai puteam petrece împreună și l-aveam pe Otto, care îmi dădea de lucru doar prin simța lui prezență. Dar odată plecat de acasă, îmi stăteam în față 4 săptămâni de carantină în care nu aveam nici o ocupație. Așa că, ajuns la Boboc, unde urma să petrec primele 2 săptămâni, mi-am făcut un plan bine pus la punct. Un orar în care aveam pus activități pentru fiecare oră din zi, astfel încât să-mi ocupe toată ziua. Activități diversificate, ca să nu mă plictisesc, de la înviorare, exerciții fizice, la jucat pe calculator și până la citit din scriptură. Astfel, în fiecare moment al zilei știam ce am de făcut. Îmi pusesem un program inclusiv timp de socializare cu colegii de apartament. Eram tare fericit de această realizare. Chiar mă bucuram că acum îmi va trece mult mai repede timpul. Plus că aveam timp să fac atâtea lucruri de care acasă nu aveam. Cum ar fi cititul din Cuvântul Domnului. Îmi alocasem 2 ore fiecare zi pentru asta. Una dimineața și una după somnul de prânz, care bineînțeles era și el în program. Vreau să profit de acest timp pentru a mă apropia de el. Problema cu care m-am lovit după câteva zile a fost că începusem să fac totul mecanic. Și chiar dacă pentru sport sau pentru jocul pe calculator nu era nicio problemă, pentru citirul de cuvânt s-a dovedit a fi. Citeam capitole după capitole, doar ca să-mi treacă activitatea și să începe următoarea, cu care făceam la fel, doar ca să mai întreacă o zi. Așa că mi-am dat seama că nu e îndeajuns doar să trec prin Biblie, ci vreau să comunic cu Dumnezeu prin ea, să las să-mi vorbească prin cuvântul Său. Mi-am adus aminte de o predică de-a lui Ray, în care ne spunea cât de important este să ai un loc special amenajat, în care să-L inviți pe Dumnezeu la un ceai sau o cafea, să petreci câteva minute sau câteva 10 de minute în acel loc, doar tu și El. Așa că mi-am analizat posibilitățile și am găsit un loc potrivit pentru asta. Îmi găsisem un loc pe balcon, unde mă bucuram de soarele cald și de lumina naturală. Era cu ieșire spre spatele clădirii, iar la orizont aveam doar o câmpie goală. Așa că aveam și liniște de care aveam nevoie, fără ca cineva să mă întrerupă. Acolo am început să-L las pe Domnul să-mi vorbească, ba prin scriptură, ba printr-un video, mai nou un podcast sau o cântare. Un loc în care în fiecare zi îmi petrec ceva timp, unde nu să citesc mecanic capitolul întregi, ci să rumec și să-L las pe El să-mi transmită ce vrea la mine pentru ziua respectivă și pentru viitorul apropiat. Întrebările cu care m-am confruntat eu în perioada aceasta au fost: oare de ce se mai face misiunea asta în situația pandemiei actuale? Oare de ce a trebuit să-mi las familia singură acum, când probabil au mai mare nevoie de mine? Oare va trebui să stau mai mult de 6 luni departe de ei? Și câteva săptămâni m-am tot confruntat cu aceste întrebări.
mă însoțeau pe tot parcursul zilei și îmi dădeau o stare de neliniște. Până când în acel loc special, Domnul mi-a amintit că sunt copilul lui. Și aceasta nu este doar cu numele, ci trebuie să fie și prin trăirea mea. Ce înseamnă asta? Că o să ignor tot ce se întâmplă în jurul meu? Bineînțeles că nu. Ci că nu trebuie să ne facem planuri fixe pentru următoarele 6 luni, 3 luni sau chiar pentru următoarea lună. În aceste momente de criză și incertitudine care ne înconjoară, e bine să ne facem planuri înțelepte pentru prezent, pentru momentele în care trăim, zi cu zi, și așa să depășim acest capitol. Să analizăm informațiile pe care le avem și să ne rugăm pentru înțelepciune, pentru a cele mai bune decizii pentru prezent. În 2 Timotei 1:7, Domnul ne zice, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Am primit un răspuns la întrebările mele? Nu. Dar am primit ceva mult mai bun în acel loc cu Dumnezeu. Am primit încurajare și putere. În Ioan 14:1, Domnul mi-a zis, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Întrebările mele nu-și mai aveau rostul atâta timp când mă încred în Domnul. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Deci aș vrea să vă las cu aceste 2 lucruri practice. Fiți o lumină aprinsă care luminează pentru apropiații voștri în această criză. Poate unii dintre ei sunt doar la un telefon departe de a-L primi pe Tatăl ca Salvator. Acum, după ce a stat atâta timp în casă, sunt convins că o cunoașteți centimetru cu centimetru. Iar dacă nu v-ați amenajat încă un loc special în care să vă întâlniți cu Domnul la o cană de vorbă, faceți-vă și ascultați-L. Fie că este vorba de un fotoliu, un dormitor sau un colț de pe balcon. Găsiți locul în care să-L lăsați pe El să vă vorbească și să vă călăuzească prin viața aceasta de lut. Vă las pacea. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan 14:27.